Bună dimineața! Ei, când o să pun vlog, o să fii după amiază. Zic bună ziua, nici dimineața, nu nici acum. Ce faceți? Cum sunteți? Cum ați dormit? Ce faceți acum? Eu astăzi vreau să abordez un subiect care pe mine mă... Așa, închid un pic să aude mașina de spălat. Așa. Deci, acum nu se mai aude niciun zgomot. Ce mă deranjează pe mine? La noi, la români. Dar nu, cred că la toate țările sunt așa. Perfidia asta, prefăcătoria asta. Deci, când ești, oamenii sunt clasificați înainte să-i cunoști, într-adevărata lor, să-i cunoști cu adevărat, sunt clasificați, de exemplu, după muzica care o ascultă. Ai ascultat manele, ești prost. Indiferent că poate tu ai, știu eu cine ești și ce ai făcut, ce ai perfectat la viața ta, ce ai realizat. Nu, asculta manele, ești prost. Văzut de cine care ascultă pare poate mai mult ca tine. Dacă îl întreb pe ăla care zice, ce face, ce muzică preferi? Sau sună telefonul, știu eu, pus la o manea. Imediat schimbă subiectul, se schimbă la față și te-o catalogat. Deja ești prost. Dar dacă îl întreb pe el de o muzică clasică, n-ai. Să vă spun o întâmplare cu chestia asta, cu genul de muzică care ascult și cum ești catalogat. Orice muzică a ajuns în premieră, lăsăm manelele. Ce? Eu ascult, eu joc, eu nu o să mă duc la o nuntă să joc pe Bach sau pe Vivaldi. Vivaldi, care mi-a mâncat copilăria. Care, băi, nu am ureche muzicală, nu mă pricep la muzică, nu-mi place, nu pricep. Mai ce, acum trebuie să mă omor? Că mama îmi punea o placă din aia care să zgâriasă la un moment dat cu anotimpurile și eu nu înțelegeam nimic, aveam impresia că sunt la o mormântare. Când nu funcționă pe muzică. Îmi place zbânțuiala, uite așa. Păi, provin de Maramureș cu țăpărăituri și cu trăcă. De unde? N-am în sânge, că n-am crescut, nu sunt născută la Viena sau nu știu unde. Poate alții, mama, ce mamă o asculta Vivaldi? E venit e așa snobismul ăla. Între mame, una vrea la gimnastică, una vrea nu știu unde, mama vrea să mă facă marele muzician. Da, mi-a cumpărat o vioară, o da, nu știu, era 300 și ceva de lei, erau bani pe vremea lui Ceaușescu. E o amintire de mor de râs. Și-o chema profesorul de muzică, care era. Deci mama când era tânără, avea vreo să zicem, 30 de ani, ăla și el tânăr. Și venea și îmi dădea meditație acasă. Deci, vreo 4-5 luni, nu știam decât melc, codobel. Tata venea acasă, mai lua un pahar și vrea și el să-i cânt nu știu ce din vioară. De unde? Melc, codobel. Nu uiți ziua aia, era toamnă. Unde făceam meditația, ar veni cum e acum o angolocultură, acum deci aveam bucătăria și de aici, știți cum erau casele alea stil vechi, bucătăria și de aici nu te duceai în sufragerie, că mâncai în bucătărie, nu? Mai aveai și un pat în bucătărie, unde să te uiți la televizor. Și după era odaia de la drum sau alte, în fine, și cu etaj și alte chestii. Acolo făceam eu meditații cu domn profesor de muzică. Era toamnă, tata, cum era, v-am spus, ce era, hai să zicem pădura, nu zicem mai mult, că bine așa, era așa o burniță înfrigurat și s-o uita pe geam. Deci profesorul din camera aia s-o uita la mama cum făcea mâncarea. Nici de cum să mă învețe pe mine. Deci avea așa o priveliște de acolo la tata pe geam a văzut. Și-a intrat
El era, băi, de 4-5 luni copilul ăsta nu știe decât melc, melc, odobel, că a luat vioara și a ieșit un tărăboi. Și m-a scăpat. Doamne, Dumnezeu să te ierte, tată, mi dor de tine și îți mulțumesc că n-am ajuns să scârții de o vioară pe o scenă. Că ori ești sus, ori dacă nu scârța, scârța, te împrumuți la vecini să-ți cumpere o pâine. Așa. Altă fază, vă spun din copilăria mea, deci vorbim de asta, faza cu mama, deci cu muzica nouă, indiferent de ce a apărut, de generația veche era, ești cu diavolul, ești vai și amar, ești pierdută, nu o să faci nimic în viața ta. Și era Bob Marley, care ține sunteți de pre vârsta mea, atunci a apărut să muzica reiki. Bine, eram cu Beatles și eram cu Bezeneu, George Beacon Selection, toate, dar Bob Marley a apărut să după cu muzica reggae sau înainte, nu mai. Știți că la noi pe vremea noastră ajungea, noi, eu, norocul meu era încă la granița cu Ungaria și cu Sârbia și de acolo luam muzica. Și aveam un poster cu ăsta, Bob Marley după ușă, toate pletele alea. Și mama, normal că nu era, era rock-ul, era muzica diavolului. Cum e acum, trap-ul și altele, rap-ul. Revoltată mama, pedepse. Și știți voi cum e. Când au văzut și posterul ăla, vă dați seama cam ce a ieșit. Scandal. Și ce-o zis ea? Mama, deci mama provine dintr-o familie de ortodoxi, religie ortodoxă. Tata, catolic. Când s-au căsătorit, pe vremea aia așa era, nu știu dacă în România și acum e, că trebuia să boteze la, dacă trecea de la catolic la ortodox, la ortodox, dacă de invers, invers. Mama s-o cununa la catolici, contra la toată familia, mai ales al lui maică sa, așa, și mama s-o botezat. Și în loc să vadă că a făcut un catechism și a făcut-o să cunoască un pic cuvântul lui Dumnezeu, nu. O rămas la ideea aia că catolicii sunt criminali, că nu știu ce, în fine, debitări de ale lor, cum era. Și mama se ducea la preotul ortodox. Avea un duhovnic. La care preotul ortodox a zis, mă fată, tu ai trecut în religia aia, practică că e foarte bună, vă învață mult mai multe chestii. Dar la mine, dacă ai o problemă, poți veni, Doamne ferește, nu e o problemă. Nu, bă, un preot bun. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească și... Și el a scăpat de tirania mamei cu muzica. Și s-a dus și a zis, părinte, fata mea ascultă muzică diavolească. Ferească Dumnezeu ce scârță el și hârță el și ce țipă ăia. Și el zice, mă, Maria, zice, hai să vorbim așa. Ce muzică ai vrea să asculte? Uite, dar cum e floricele din Bihor și uite, e muzica de la noi. Știu eu cine mai era pe atunci pe timpul ăla când eram mică, Tiberiu Ceea și asta. Zice, bine, bine. Deci eu o chem și zic, să o iau și de urechi. Da, mama, educația era luată de urechi, trasul de păr și atâta tot. Tata era cu explicația de ce nu-i bine. Iar tata mi-a zis de muzică să ascult ce-mi vine mie bine la ureche. Cum mă simt eu bine? Dacă mie îmi place la cum sună sunetul ăla, că mi-a zis, muzica e un sunet. Și dacă pe tine te face să te înveselești, să te faci, sau să te liniștești, ascultă tata aia. Indiferent ce zice măta, las-o pe măta. Așa, cu gărgăunii ei. Preotul întrebă-o pe mama. Maria, eu cât te știu, ai făcut școala de telefoniste. Nu? Mama, da. Știi când vii la mine cu problemele astea? Când termin conservatorul. Păi și mama cu coada între picioare. Deci, pentru că, nu știu ce eu m-ai explicat,
dar nimeni nu mai stat, că s-a supărat pe preot și a zis că preot, Doamne ferește și Maica Domnului, că popă ăsta o nebuni și el. Deci din tot ce a spus Betul părinte, a fost chestia asta, că o nebuni părintele ca și mine și ca alții. Deci asta vreau să spun eu, că noi nu avem răbdare să cunoaștem oamenii. Deci nu îi cunoaștem. Și ne place fache, cu toate că realitatea, dacă îți vine unul și zice, da, cânt manele. Păi dacă eu vă zic, uite, eu vă arăt, sub mine sunt două baruri. Sub casa mea, nu sub mine, sub casa mea. Sunt două baruri. Aici sunt universitățile și aici sunt două baruri. Vedeți? Aici sunt universitățile, iar sub mine, nu știu dacă se vede așa, și aici unde sunt astea două motorine și mai încolo sunt două baruri în care vin studenții. Vin studenții, beau cafea, mănânc un dulce, fară o înghețată, ce știu eu. Într-una din zile, un băiat din Constanța, care am mai spus eu și în alte vloguri, e șeful studenților străini din universitatea asta de hartologie. Știu, făceau niște glume din astea pe TikTok sau cu manele. Și nu mai știu ce manele au pus. Nu spus băiatul, dar am uitat. Băiatul barmanului de aici, patronului de aici, barmanul, a patronului, a auzit. Și a zis, nu se cunoșteau toată ziua acolo și el e student în altă parte. Și scuze-mă, de ce muzică? Uite ce bela, ce divertente. Și a spus, nu vă zic. De momentul ăla, deci băiatul ăla a făcut să facă discotecă aici. Dar la modul până la ora 10 seara, deci eu... Fica, fel așa, e sâmbătă seara până la ora 10 și joia până la ora 10, nu le disturbă cu nimic, mai ales pe mine. Păi să vedeți ce urlă manelele pe acolo. Ce dansează. Și sunt studenți. Nu poți zici că sunt inculți. Dar acum eu nu vreau să ridic în slăb manele, nu. Și vreau să spun asta de generații. Că și eu v-am spus, am fost cu muzica... Dar nu pot să spun, cum aș fi să mă duc la o nuntă să dau, mai, să bagă și muzică de asta veche, de anilor 70, bluzuri și valsuri și... Normal, dar până nu faci tău bătută și o horă de a noastră și acum mai pui neam. V-am zis, mie îmi plac manelele alea care dansez. Nu alea cu aoleu, mama, să mănâncă și gura lor și nu. Și o jălanie din aia, că... Și-o plâng și rup cămașa de pe mine în taivenele, nu. De-aia nu-mi plac. Nu-mi plac, sunt persoane care le plac și. Depinde, v-am spus. Sunetul la urechi. După aia, noi ne credem foarte bine să criticăm. Hai să ne luăm cu filmul. Deci fata aia lui Cătălin Măruță, Eva, e o dulceață de copile și inteligent. Și criticați de unele... Că dacă era copilul unui om obișnuit, păi a fost doamnă cutărică, a fost copilul unui om, Florinela la care a jucat în Clanul. Și ce ați făcut? Ce caută bagabondul? Copilul ăla era bagabond. Și zice, poate are în filme și în viața reală să și de genul ăsta. Și are un talent născut, el așa, o carisimă. Vine țața frosă, acum o lăsați o mulți vaca. Bine. Respectul și pentru asta, dar nu pentru alea care la figurații nu vaca, poate nici nu au. Și spune ea acolo și dă verdictul. Dealul Măruță, da ce? Că dacă taso și măsa, da ce să facă cu coană? Să le pună paharul de țuică în mână și țigara în gură? Ăsta e viitorul. Internet, viral, fata aia are carismă. Ați văzut? Eu am văzut filmul... Deci nu filmul, capturi din film, pentru că deocamdată e în România. Și nu s-o dat nici pe internet, nici la televizor, am văzut frânturi de film, am văzut așa niște secvențe. Păi fata aia, dacă n-avea talent, putea să fie fiica lui Solomon cel Înțelept. Are talent, ce vreți? Și dacă are talent, ce să facă Măruță și Andra? Să o țină într-un, asta, cum se cheamă, într-un beci închisă? Nu, tu n-ai voie că să o Măruță și măta Andra. Păi Andra are de unde să iei exemplu să-și promoveze fata, de la tatăl ei.
Poate oamenii erau ușor strâns cureaua și o făcut ca, o văzut că fata are potențial, talent, potențial și și-o strâns ca să poată să progreseze ea. Și care e problema? După aia, e Ruxan Raion, e marea mama telenovelelor. Ce face? Sau cum au apărut ăștia lanți? Iau de la turci, da? Și schimbă, cum mai pune câte una, două, dar ideea de la filmul ăsta. A apărut ăsta, România, Bima și cu Codin Mateciuc și cu ăștia și fac niște filme după ideile lui. Lor, scuzați-mă. Ce fac români? Unii, nu unii, vă rog frumos să nu mă refer la toți. Nu, că sălile de cinema sunt pline, nu mă refer la ea. Ăia lanți care intră în comentarii, eu spun de hater, deci să fim înțeleși. Cine, ce face filme ăsta care umbla cu 100 de femei? Păi, dar ce treabă ai tu cu câte femei a umblat el? Uite, are nevastă, are copii. Care-i problema voastră? Uitați-vă la filmul ăla și vedeți ce vă place. Sau ăla, vă știți că au avut probleme, că au avut pe una. Deci, din tot ce se găsește chichița aia. Și să ne întoarcem la oaiele noastre. Deci, la ce ne-am cunoscut? La internetul nostru, cel de toate zile, la conturile care le urmărim. Suntem foarte evolvoși. Vai de mine, o niște cruci mari la biserică și Doamne Dumnezeule cât de credincioși suntem și ferească Dumnezeu să zici ceva de Cristoșelul sau de o glumă. Fac preoții glume, da, pe noi. Vreau să știu. Eu. La canalele la care sunt cele mai multe audiențe și înscriși și vizionări. Ce-a făcut și niște... Nu știu, că acum nu am căs pe telefon. Eu îi fac promovare la copilul ăla de la Ploiești, cu toate că el n-are nicio... Gabriel și Dima, parcă nu mai țin minte. Deci trebuie să mă uit și o să îi fac promovare. Și cu el meu, unul Florinel, și mai sunt. Care sunt cu probleme? Care nu cer, mă, oameni buni. Zice, nu, eu am o pensie modest. Acolo, nu știu cât înseamnă, nu pot să-i spun eu. Asta el poate să spună. De ce mă mulțumesc cu aia? Nu cer. Dar nu, pentru că are o problemă gravă, nu poate face content. Deci nu poate înjura, nu poate înjura copiii, nu poate înjura de mame, nu și ia morții așa. Deci nu au content, nu se înscrie nimeni, nu promovează nimeni. De ce? Că suntem noi bisericoși și suntem fai de mine și ne ducem și dăm la, donăm la ăia care după aia, ați văzut că dacă nu i-a donat odată, ce-a ieșit. Și nu știu unde, bă, eu nu zic, donați-ți banii voștri, dar nu vă dați că sunteți mari, nu! Credincioși, că sunteți, vai de mine, ce, cum să zice, suntem noi, să nu se vorbească prostii, să suntem decenți în comportament. Nu, în momentul când stai să asculți și eu, prima dată până să văd, bine, am făcut discernământul, dar a fost așa, o încurcătură, eram nouă pe internet și de am și plecat, că nu mi-a plăcut. Adică, bine, stăteam, dădeam, salutam și după aia plecam, mai dădeam așa și nu stăteam să aud toate. Ei, și când am stat odată și am auzit ce nelucrativ, așa, am zis, bă, ce caut eu aici? Bine că nu... Mie nu-mi bagă nimeni ușor mâna în buzunar. Eu când dau, dau din suflet, dau din inimă, dar știu cui. Și să zic o chestie, de ce suntem așa perfizi? Bă, îmi place golăneala. Bă, eu nu mă duc la... Bă, că îmi place mie. Îmi place golăneala. Care e problema? Fiecare om e cu, cum zic, deboleța lui în caracter, în fine. Dar nu ieșim și spunem, vai de mine...
Deci v-am zis, catalogatul ăla, ăla e prost că ascultă manele, ăla e deștept că zice el că ascultă Beethoven. Dar el habar n-are cine, crede că e vreun fotbalist. Altul, nu știu cum, apropo, m-a nebunit lumea, m-a nebunit lupul, cum se zice, cu produse de firmă. Băi, femeilor, oamenilor buni, ce spuneți voi, tenis, training și nu știu ce, astea sunt firme pentru sportive, astea sunt stil sportiv. Dacă vii și mai aud că de Zara, vă arăt că de Zara, pentru că eu nu-mi permis să cumpăr mai mult, pentru că eu dacă cumpăr ceva de firmă, ceva, firmă înseamnă Armani, Louis Vuitton, știu eu ce, Gucci, sunt alte chestii. Ați înțeles? Mai sunt, în fine, acum nu mai aduc aminte. Noi suntem aici cu Armani. Și asta înseamnă să te duci la o petrecere, că nu te duci cu Armani, cu costum de Armani sau cu o ținută de Armani la, știu eu unde, la bar sau la seara la un restaurant normal. Când veniți să aduceți o ținută, nu luate de pe la biserici, că vă spun eu unde fac eu în comunitate voluntariat, să vedeți voi câte Nike-uri și cât Adidas și cât nu știu ce. Și ce lucruri să aduc. Pentru că sunt luate pentru copii, copiii cresc, le duce la curățătorie, le curăță, le face și le aduce. Curate, frumoase și... Hai, cu mine nu vorbiți de astea. Eu le-am văzut și deja știu ce înseamnă. Deci și dacă nu-i de firmă și o haină curată și frumoasă, păi sunt, măi fraților, eu am văzut o actriță, nu-i dau nume, e de la noi, o apreciez foarte mult, dar nu dau nume pentru că în contextul ce vreau să spun. Care sunteți în Palermo știți că e o magazin de vintage. Deci, cum erau la noi vechile consignații? Aveai lucruri care, de marcă, frumoase, așa, sau le făceai manual și le duceai acolo să le vinzi. Așa sunt astea vintage. Ieșea actrița asta de acolo cu două sacoși, două genți, două sacoși așa mari, pline de haine. Și credeți-mă, e una din ele, cele mai elegante femei actrițe din România. Și își lua de alea. Și nu erau de firmă, să zici că nu știu ce, că erau, na, nu erau firme cunoscute, erau, ce fac italienii? Italienii au foarte multe, au foarte mult design, au foarte mult, care nu sunt așa cunoscută ca firmele nu știu care. Și uitați-vă voi la oameni bogați, ați văzut vreodată pizzeria cu scrisuri pe el, cu, sau nu știu care, sau femei bogate, le-ați văzut scrise și arătând sosetele și... Deci, am văzut și chestia asta, că mai fac capturi, nu, că nu urmăresc, deci ferească Dumnezeu, eu nu urmăresc anumite canale de nicio culoare, dar mai trimite capturi și mai râd. Intră acolo, mă, ce chestie, intră acolo, dă cu periuța și după aia trimite capturi la 5-6 care știe că nu se uite și râzi. Zice, băi, Doamne ferește, de Doamne ferește. Păi, doamnă, nu spun, pentru că nu mă interesează. Da, îi faci audiență, îi faci vizualizări. Nu-i zic că nu, eu nu vreau să dau în canale și astea, mă face să râd. Și nu, nu cred că asta ține, deci eu am spus și o să spun, gradul de cultură, caracterul unui om, nu costă în asta. Ai, uite și la mine e scris, scuzați-mă. Dar e de asta, de pe în casă, tuta de purta pe în casă. Nu, când deschizi gurița asta, când o deschizi, și ce îți iese pe gură? Dacă firmele se urcă în cap, cam, dacă ai haină de firmă pe tine și vocabular de ferentari, nu ține. Să mă scuze că sunt și din ferentari care sunt oameni, dar vreau să spun de periferie a ferentarilor, nu ferentare, periferia ferentarilor. Nu prea ține. Nu prea să pupă.
Și acum văd că s-au cam sistemat canalul meu, văd că mi-au apărut vizualizările, mi-apar, probabil, cum am făcut eu niște rapoarte pe acolo și cum am făcut, mi s-a rezolvat. Eu vă pup, vă doresc o seară plăcută și să auzim numai de bine. Și mâine, Doamne ajută, e o sărbătoare mare la ortodox și la frații noștri ortodox și Boboteaza, după aia Sfântul Ioan, la noi la catolicii Befana, asta mătură toate sărbătorile, să dau niște ciorape așa, plin de dulciuri. Anul ăsta nu mai primesc, că sunt la dietă. A zis bărbatul meu că îmi cumpără fructe și îmi pune într-un ciorap normal. Vă zic că în fiecare an eu am primit așa ceva. Acum nu mai. E plin cu dulciuri. Ce îți cumpăr eu ceva, dar fără dulciuri? N-am voie. Tăiat. Și la noi asta e. Mâine se termină sărbătorile de iarnă. Eu vă doresc multă sănătate, fericire. La mulți ani la toți cei care se cheamă Ioan. O să mai fac un vlog și pentru Ioanie. Și tot ce vă doriți.